foarte multe premii avem pentru voi. Pot să fac și darea de circ. Nebunule, Bibi! Tot ce trebuie să faceți este, Bibi. Mă aude cineva. Ce am făcut să merit asta? Cel mai bun comentariu câștigă. Hey, Timbar Fan Club! Ce mai faceți? Cum sunteți? Pregătiți de un nou episod? Da, chiar suntem pregătiți și noi pentru un nou episod. Dar de data asta nu este o provocare, este mai degrabă... Ce este mai degrabă? O provocare, un challenge! O provocare este... Deci mie îmi place super mult vlogul ăsta, o să fie cu multă muzică! Pa! Fix ce îmi place mie! E specialitatea ta! Da, o să fie așa un challenge cu muzică multă. Da. Hai să explicăm regulile. Explică-le. Hai, explică-le tu. Bibi le explică. Deci noi, mai jos tu, Bogdan, te rog, îmi dai bolul, da? Te rog. Avem aici un bol cu multe, multe piese destul de cunoscute, sperăm noi. Nu le știm. Vom extrage pe rând câte o piesă și vom încerca să cântăm piesele, însă nu chiar atât de ușor, cu suc timbar în gură. A. O să încercăm să facem așa mai mult o gargară și ceilalți să ghicească ce piesă va fi. Cine începe primul? Știți băieți, regula, da? Băieți, mă lăsați pentru voi! Ok, hai, lasă. Eu am pierdut tot eu, drăguță, vedeți? Deci dacă nu spuneam, intrați în descriere ca să vedeți vlogul anterior, să vedeți că eu, de fapt, eu n-am pierdut, da? Ia să vedem, băieții mei, ce suc vreți? Vreau unul de... Vlad primul, chiar dacă vă servesc eu hotărășiei primul. Ăla cu coacă ze. Ăla. Voi ați vrut să pierd? Greșeala voastră. Ok, tragi. Ok. Încă! Băi, incredibil, nu pot să cred. Bă, bă, data trecută ketchup. Mamă! Acum dă-ți încă ceva. Eu nu mai suport, frate. Nu mai suport. Cu mare drag. Eu mai lăsăm pe Bibi să deschidă nimic. Dar uite ce scrie pe capacul ăsta. E rândul tău, ia servește-l tu. Nu e rândul lui, că tu ai pierdut. E o plăcere pentru el să-l servesc eu. Ia spune-mi, dragul meu, ce suc vrei? Adun din spate una de... Aha, nu, ce aici? Ce aici? Ok, dă-mi... Hai, fii atent, ăsta și gata. Îți vișine? Nu știu. Nu îl desfaci tu. Smeură și mentă, ba da, eu îl desfac și fix spre tine, poftim. Mamă, deci efectiv acum l-a desfăcut. Ce s-a întâmplat? Perfect. Când vreau, perfect. Vreau, dar întâi ține le fac. Da, suntem siguri de asta. Ia să vedem. 1, 2, 3 și... Ce înseamnă asta? Păi... Bibi, începem. A, ți-e frică, nu știi cum vin. Am virgule în cap. Ok, da, hai. Așa mă dă pe aia cu banii și femeile. Ha, ce bun e. Ce faci, Bibi? E o manea cumva? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Hai, bun, am început dintr-o lice... Nu, bă! E vina ta, Bogdan! Tu m-ai făcut să râd! Pe mine vreau să vă zic că nu m-a atins deloc. Ce am făcut să merit asta? Hai, Bibi. Ed Sheeran, Shape of You, Shape of Me, ceva cu shape oricum. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Mai cântă puțin. I'm in love with your body. Bravo, Vlad. I'm in love with your body. Sunteți gata, prieteni? Hai. Ok. Ia încearcă și tu gargară să vezi cât de greu a fost. Bine. Florin Salam. N-are glote, n-are... Me ochii tăi, vrei să pleci, dar nu... Am zis că e challenge-ul meu preferat. În acest episod vă servesc eu. Dar nu vă învățați cu asta, chiar nu vă învățați. Da? În sfârșit a venit un challenge așa care să fie special pentru mine. Voi ați câștigat la celălalt? Eu câștig la asta. Hai, Vlad! Da, o știu! I'll never be the ground. Far from the shallow now. Doamne, este piesa mea favorită! Și-a mea, da, Dani, e superbă! Și filmul a fost și mai genial, Star is Born. Doamne, super! Da, super, genial, sunt babișor. Nu l-ai văzut, nu? Eram sigur. E foarte mișto. Who's next? Hai. Ce bilet a câștigat la loto, fetelor? 5, 7, 25, 6. Nu vă uitați! Bă, dar trebuia să taci tu, Vlad, mă! Deci rând asta e să facem mai grea. Și nu doar să mor mai im, ci pur și simplu să și deschidem gura, să cântăm. Da, ok, okay, super. Ok, de acord.
Fuego, împodobește mama Bradu. Trebuie să stau așa, sau? Tu ești sigur că vrei să stai așa? Da, a, bine, da, gen... E ok, hai. Hai, stai. Udă-mă. Vlad! Cristian Simionică Bani. Hai să nu mai chinuim Vlad. How deep is your love? How deep is your love? Auzeam ceva reclamă la Teddy sau nu știu, aia, ceva, nu știu. I never be the love. Aoleu, iarăși alău. Iarăși alău. She's a mama, she's a mama. Vai, Doamne, sunt super tare la jocul ăsta. Care au șansele, tocmai am zis-o pe aia la tine. Da, 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 despacio. Para que te acuerdo si no estás conmigo. Despacito. Smiley. Smiley, pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt, sau de când sunt pe pământ, doar un lucru rețin. Măcar am știut artistul, e bine, e bine. E bine, e un pas înainte. Un pas înainte, nu e un pas înapoi, a zis cineva înțelept. Încep. Și nu-mi place nimeni cum îmi place doar tu, nu-i duce ceva. Wow! Mulțumesc, mulțumesc. Da, aia era. Nu e dulce ciocolata cum ești dulce. Dacă tu nu-ți ghiceai piesa. Era super penibil, super penibil. Și știi că mi s-a întâmplat asta într-un challenge? Da. Ah, de la mișcarea mi-am dat seama. Nu știu. Mai cântă puțin, hai că nu o dau bătută. Dă-și tu refrenul, sau ăsta era refrenul. I got this feeling, I got this feeling. Bravo. Asta încercam. Da. Cum să nu ghicesc? Eu nu ghiceam pe asta. Eu nu ghicesc. Cum? Bravo. Ești la ceva mai tare decât mine. Ce faceți aici, băieți? Habar, mă. Hai, mai vrei să descrizi o sticlă? Da! Nu! Pa! Pa! Ce scrie? Mă auzi? Mă aude cineva, mi-a fost dor de vocea ta. Hai, testimoniale, hai, pe scaun, fetelor! Hai, mă rog! Eu că te-am zis! Mi se pare că Bogdan nu a aplicat ceva corespunzător, adică... Chiar nu a fost ok, tu ce părere ai? Da. Dar nu-i prea... Bogdan, hai vino aici, că noi suntem family, haide! Hai, Bogdan! Hai, da. Vezi tot eu să... Ia spune, hai. Bibi. Ce vrei să-ți spun? Nu știu, ce vrei? Vrei și tu timbar? Da. Cu timbar se rezolvă tot. Avem aici un bol cu foarte multe mesaje. Noi o să trebuiască să integrăm chestia asta în discuția noastră despre un artist, despre o piesă. Hai, Bibi. Încep eu? Da. O să vorbesc despre Lady Gaga, pentru că îmi place Lady Gaga. Mă uit în camera. Ai înțeles, Bogdan? Da, am auzit. Bibi, continuă să speri că o să te întâlnești cu Lady Gaga. Da, chiar continuă sper. Continuă să speri. Să vă spun despre gusturile mele muzicale. Eu de obicei ascult orice îmi dă vibe bun. Către cine îndreptăm, oameni buni, cu muzica asta? Adică toată lumea deja nebunește cu techno. Uitați-vă pe Vlad. Unde sunt adevăratele valori? Rock-ul, muzică de asta, disco. Știi ce spun eu? Ce zi frumoasă e azi. Mă bucur foarte mult, băieți, că ne-am întâlnit și că facem episodul ăsta pe Timbark Fan Club. Și ce și în final eu zic să unde mai bine ca acasă. Exact, asta e, unde pentru mai bine. Pentru că, de fapt, asta este casa noastră. Da. Cum am dat-o pe asta. Suntem pe chestii deep, da. Așa. Bibi, da. Am o idee. Nu-ți dau mingea. Nu-mi dai mingea. Am să-ți dau eu această sticlă și o să o pui tu pe minge și o să... Nu știu, după aia. Chiar nu mă încearcă dacă reușești. Hai, încearcă măcar. Nu pot să cred, mamă. Ești tare, bravo. Vrem să urăm baftă tuturor finaliștilor din Cupa Timbarc Junior, pentru băieți și pentru fete, care este pe perioada 24 și 27 mai. Exact, în Constanța. Deci dacă sunteți prin apropiere, puteți să mergeți să-i susțineți pe ăștia micii și veniți să urmăriți și pagina de Facebook, pentru că puteți să vă înscrieți și voi la toamnă. Neapărat. Și
poate, poate să se înscrie și fete și da, băieți. Da, și fete și băieți. Vă așteptăm cu mare drag și dacă sunteți din Constanța, veniți ca să-i susțineți. Neapărat, exact. Trebuie să ajungeți acolo. Bibi, fă o schemă. Hai, ha. Bibi. Ia, eu? Gata. Nu, nu, nu. Când ești la lăsa spațiu, să lăsa... Hai de capul meu, nu pot să... Ok. Vai, și... Ia, vreau și eu să încerc. Ia, Bibi. Aoleo, vai, dați-vă la o parte. Da? Bravo. Hai că e bine. Dar mi-ai ieșit încă o dată. Și ai ieșit pentru calții. Aaaa, bine! Acum ai rândul meu, ia, ia. Bibi, vrei să-ți mai arăt din skill-urile mele? Uite, o bag așa, e nebun la cap. Uite, hop, hop, pa! Bravo. Așa am vrut. Bravo. Vlăduț, da. Vrei să încerc? Doamne, ferește. Dar mingea, nu tu, mingea. Eu am dat gol. Cu tine. Da, exact. Ăla-i autogol. Vreau și să mai încerc o dată. Eu te arunc și tu, dai, 3, 2, 1 păi, și... nu pot să... Ba poți, ba poți, 3, 2, 1 și... Bine, bine, bine. Bine, bine de tot. Bine. Așa joacă și copiii noștri, deci le urăm baftă din nou. Multă baftă. Da, multă baftă, vă susținem. Și uitați să vă înscrieți și voi. Finala este pe 24-26 mai. Constanța. Pa. Vă pupăm, baftă. Și pentru că asta este casa noastră și este și casa voastră, o să încheiem aici și vrem să vă anunțăm că o să facem un concurs. Nu e rău. Nu e rău că facem un concurs. Suntem okay. Siguri că o să vă placă. Yep. Și puteți să câștigați o grămadă de chestii pe care le vedeți în descriere. Tot ce trebuie să faceți este, Bibi, să mergeți în secțiunea de comentarii, okay. La comentarii, și să ne spuneți care piesă vă place vouă cel mai mult, dar nu uitați să ne motivați. Acest. Și de ce? Exact, să ne spuneți. Asta urma să spui. Da, să ne spuneți de ce vă place piesa aia și, nu, în ultimul rând, să puneți hashtag concurs. Cel mai bun comentariu câștigă. Exact. Nu e random, deci scrieți acolo cu atenție. Multe, multe premii avem pentru voi, le găsiți chiar în descriere. Multe premii Timbal. Bine, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat. Sperăm să câștigați la acest giveaway minunat. Cât mai multe premii avem. Exact. Așa că participați în număr cât mai mare. Nu uitați să ne dați un share, un clopoțel, să activați share-ul. Subscribe, like, dați de toate. Și în comentarii să ne spuneți care e piesa voastră preferată și de ce. Și nu uitați că mai avem clipuri amuzante pe canal. Uitați-vă, până atunci m-am lăsat. Mua!